Aseară l-am sunat pe președintele României, pentru că este firesc să se întâmple așa. Discutăm de doi membri CSAT, două posturi importante în guvernul României. Eram împreună cu premierul Mihai Tudose, l-am sunat pe președinte, l-am informat care vor fi propunerile noastre astăzi și, sigur, a fost de acord cu asta. Președintele de principiu a agreat aceste propuneri, sigur că o să le analizeze de-abia după ce au venit hârtile oficial, dar aseară nu a avut o reacție de respingere sau să nu fie de acord cu el.